o să aflați cum arată puțin camera mea, doar cu foc. Primul rând aici desfac. Aici se vede... Nu se vede laptopul. Aici e o chestie care o protejează, da, laptopul să nu se strice, să nu... așa. L-am scos acolo, s-a blocat puțin, bineînțeles, și acum urmează partea să... acolo este... aici vine încărcătorul, o să vedeți voi ce e acolo. Îl desfac. În pusa aceea e de avea laptopul. Ok, l-am scos. Două bucăți de polistiren negre. Și laptopul este fix lângă mine acum. Ok, îl deschidem, l-am deschis și așa arată. Deci așa arată acum. Și noi de acum, 3, 2, 1 și hai să vedem cum arată și bum, așa arată. Are 144 Hz. Ryzen 5, se vede acolo și un GeForce GTX. Așa arată. E foarte frumos. Arată ok. Vrea să zic grațios, dar nu înțeleg de ce. Și acum deschid cutia cu încărcătorul aici. Vine încărcătorul. Teoretic sunt două chestii. Odată un fel de... nu știu, aici vine într-o pungă. Dar de fapt dacă vă întrebați ce e cu acel cablu, nu se bagă laptop celălalt. Ei bine, ăla se bagă în priză și de-abia trebuie să conecteze acele chestii undeva la un... nu știu cum îi zice. Uite, la asta mare, de acolo, un fel de cărmină. La unde trebuie să conectez la o cărmină și dacă vă întrebați ce e asta, asta de aici este un... teoretic, această chestie se trebuie dacă vrei să pui un hard. De asta e bine să arunci asta, că te ajută de pus un hard aici. Aici se conectează la o mână, de fapt nu, de celălalt capăt îl luăm și ce vă ziceam, îl conectezi acolo. Zic, el vine pe acolo. Dați-ți voi ideea. Acum, na, vă arăt laptopul, acum, na, veți vedea, o să întoarc laptopul, să vedeți cum se încarcă laptopul acesta. Bag acolo și așa se încarcă el. Bine, momentan nu este băgat în priză, dar înțeles voi ideea. Acum o să vă arăt, uitați, acea parte o bag acolo. Nu înțeleg de ce v-am arătat eu aia. L-am deschis, arată foarte bine. Și cam atât pentru acest script. Noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!